pentru că... Copreședintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan a făcut această solicitare în conferința de presă de astăzi, în contextul în care scandalul legat de violul din județul Vaslui ia din ce în ce mai multă amploare. El a făcut referire și la un caz similar din județul Giurgiu, petrecut în comuna Roata de Jos, caz rămas fără rezolvare timp de 2 ani. Sunt total indignat și stupefiat de inactivitatea și lipsa de acțiune și de implicare a instituțiilor giurgiuvene abilitate. Și cer aici, în fața noastră, cer public primului procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, dar și domnului inspector șef Tache, să facă publice rezultatele anchetei acestui caz. Până acum, după 2 ani de zile, ar fi trebuit să apară rezultate în acest caz. În aceeași conferință de presă, celălalt copreședinte liberal, Dumitru Beanu, a lămurit lucrurile în ceea ce privește așa zisa stradă pe care ar fi devenit proprietar. S-a dovedit că nu este vorba de o stradă propriu-zisă și nici măcar de o arteră de circulație. Este doar alea de acces către propria locuință, utilizată doar în acest scop. Acea intrare a făcut parte într-o proprietate care a fost vândută la doi solicitanți. Partea din față cumpărată de Clinica Sante, partea din spate cumpărată de mine. Cei de la Clinica Sante au pretins în primă fază să existe un drum de servitute pentru ambele proprietăți, acea alee, și pe cale de consecință au obligat proprietarul inițial să cedeze această alee primăriei. N-a existat acolo niciodată un drum, o alee, o fundătură care să aparțină domeniului public. Eu am betonat, eu am pus pavele și am obținut un contract, habar n-am care sunt valorile de referință pentru asemenea concesiuni, fără să fac niciun demers special, altul decât cel înscris către primăria municipiului Giurgiu. Dar aștept și eu să văd ce poate să mai inventeze unul, altul sau încorpore toți prietenii mei cu ghilimele de rigoare. Dumitru Beanu a remarcat cu aceeași ocazie că atacurile îndreptate împotriva sa sunt alimentate cu documente care provin din instituții locale. El a precizat că documentele provin de la Consiliul Județean și de la Primăria Giurgiu.